Paul Surugiu, Fuego, a emoționat încă o dată întregul public, un public care îl iubește la rândul său, publicul Băcăuan întotdeauna așteaptă cu emoție fiecare eveniment cultural, putem spune că nu e vorba doar de muzică, aici e vorba și de literatură, e vorba și de arte mai nouă, pictură și Art by Fuego, artă pentru suflet. O să te rugăm să ne expui un pic mai pe larg cum vezi tu întâlnirea aceasta cu Băcăuane și mai ales despre proiectul de a ajuta tinerii artiști. Am dezvoltat un proiect acum un an de zile, iată că în octombrie facem un an, un proiect care poartă numele Artă pentru Suflet, Art by Fuego, un proiect care a devenit deja un proiect național. Vă mărturisesc că a fost mare bucuria să văd că oamenii sunt deschiși spre arta plastică și la București, la Gold Art, în casa familiei Ghilduș, dar și la mare, la Mamaia, unde mi-am expus picturile în luna august. Ne-am gândit să dezvoltăm acest proiect și odată pe lună să mergem într-un oraș mare din România, așa cum s-a întâmplat în seara aceasta la Bacău. M-am bucurat să văd o sală plină de spectatori și oameni de cultură care au venit în sala Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău să fie alături de mine și de mari artiști ai neamului nostru românesc. Am avut invitați pe Jol Chereștei, pe Stella Enache, pe academicianul Nicolae Dabija sau pe poetul și scriitorul Lucia Olaru Nenati, unul dintre cei mai mari eminescologi români. M-am bucurat să văd că oamenii au răspuns pozitiv invitației mele, asta și datorită familiei doamnei doctor Liliana Voroneanu, care a organizat cu măestrie și cu cinste această seară, o seară în care am reușit să mai ajutăm câțiva tineri foarte talentați. După seara aceasta veți vedea pe site-ul artbyfuego.ro lucrurile minunate pe care le facem pentru artiștii români. Acest proiect vine în sprijinul marilor artiști ai României, care vreau să cred că vor fi un pic mai fericiți după dezvoltarea acestui proiect, dar și tinerilor talentați cărora le aducem bucurii și le dăm o șansă. Și știți de ce? Pentru că eu nu am avut posibilitatea asta să mi se dea o șansă când am fost tânăr. Eu am fost o persoană foarte modestă, născut din părinți muncitori, modești, care nu au avut posibilități financiare să mă țină nici măcar în facultate la București. De fiecare dată când eram pe marginea prăpastiei, o familie, un om cu suflet mare, o persoană care m-a iubit foarte mult pe mine, a investit financiar ca eu să pot să fac studiile la București, să pot să am ce mânca, să pot să studiez în liniște și în pace. Asta am vrut eu să ofer cu proiectul acesta tinerilor talentați, un drum mai bun și mai sigur în viață. Pentru tinerii talentați care pictează, le vom achiziționa materiale să poată să lucreze în continuare. Pentru tinerii artiști care interpretează și care au voci frumoase, să-i susținem pentru a merge la concursuri, la festivaluri. Am dat deja atâtea diplome pentru premii la festivalurile mari din țară, pe care le-am oferit tinerilor care realmente ne vor reprezenta cu cinste țara și neamul românesc. Asta fac eu. Ajut oameni din vânzarea picturilor mele și în special artiști. Proiectul este dedicat artiștilor. Mă bucur pentru că ați venit la Bacău. Mâine vom fi la Iași în Palatul Rosnovanu, unde premiem mari valori ale culturii eșene, printre care Dan Hatmanu, marele pictor contemporan cu noi, care în luna octombrie face 90 de ani și îi spunem la mulți ani și îl iubim. Îl vom premia pe poetul și scriitorul Emil Brumaru, vom premia criticul de artă Valentin Ciucă, dar și pe actorul Dionisie Vitcu. Proiectul acesta, pe lângă faptul că ajută și premiază și face lucruri frumoase pentru a demonstra că neamul acesta nu are numai apariții mediocre și subcultură, neamul acesta are valori. Are artiști valoroși în toate domeniile de artă, dar are și oameni spectaculoși, așa cum s-a întâmplat în seara aceasta cu premiul pe care l-am oferit doamnei Doina Melinte pentru întreaga activitate în sportul și cultura românească. A fost o seară, colega mea, dacă dorește să pună întrebare. Împreună cu prietenul nostru, Paul.
Domnule Eugen Ungureanu, am ajuns la concluzia, dragi telespectatori, că Fuego nu are numai două turnee pe an, este și al treilea turneu, Art by Fuego. Da, vom merge la ea și promit telespectatorilor care ne urmăresc acum că vom ajunge la Focșani, acolo unde doamna Elena Stoica, am înțeles că se va ocupa cu profesionalism pentru o seară dedicată culturii și le mai promit românilor că vom ajunge până în luna decembrie și la Pitești, în județul în care eu sunt angajat, la Teatrul Alexandru Davila. Deci vom avea momente frumoase până la începutul lui decembrie, când voi realiza turneul național de sărbătoare de Crăciun. Turneul poartă numele anul acesta Zăpezile de altădată. Deci vă aștept în sala de spectacol pentru o muzică, zic eu, făcută cu suflet. Vă aștept în sala de spectacol acolo unde vă veți simți pentru o clipă români și pentru câteva momente veți uita de grijile și problemele dumneavoastră zilnice. Putem spune că a fost o seară de excepție aici la Bacău. S-au întâlnit aici pe scenă atât muzica cât și pictura, dar mai ales versurile. Cum a fost reîntâlnirea cu academicianul și scriitorul Nicolae Dabija? Vreau să vă mărturisesc că împreună cu Asociația Culturală Regal Dar din București, prin măestria doamnei notar Bobu Lili, am realizat poate unul dintre cele mai frumoase albume de artă. El poartă numele Tăceri tălmăcite în cuvinte. Eroul este Nicolae Dabija, un album care sunt convins că va fi premiat la Târgul Internațional de Carte. De exemplu, ce scrie Nicolae Dabija aici? Sufletul meu e o carte pe care o traduc în cuvinte. Da. Și mai sus scrie lui? Paul Fuego. Da? Cel mai înalt fiu, celui mai iubit fiu al neamului românesc de la Tisa și până dincolo de Nistru, pentru că a făcut din cântec o oglindă, mă ajuți Eugen? Da, eu n-am ochelari la mine. În care să ne vedem sufletul, inima lui Nicolae Dabija. Îl ador pe acest poet, atât de iubit în Basarabia și în România. El a mers braț la braț cu Grigore Vieru, a rămas el acum acolo pe meleagurile basarabene să ducă cu cinste mai departe literatura și arta și de ce nu poezia românească, lângă Nenea Grig, care ne privește dintr-o stea. Și bineînțeles o întrebare, îmi cer scuze colega, inevitabilă, când vor avea bucuria și cei din Republica Moldova să vadă picturile tale? Sau dacă deja ai făcut acest lucru? Vreau să ajung cu o expoziție la Chișinău, cred că până în martie de ziua doamnelor o să fiu la Chișinău, deja am vorbit acolo și sunt convins că basarabenii ne vor primi de fiecare dată așa cum ne primesc cu dragoste și cu sufletul deschis. De altfel, posturile acestea de televiziune se prind și în Republica Moldova și vă sărut pe toți basarabenii, așa cum dumneavoastră ne primiți cu brațele deschise și cu flori la sala de spectacol, așa eu vă dăruiesc muzica și proiectele mele culturale cu toată dragostea. De ce s-a numit aici expoziția Taina Culorilor? Pentru că am avut culori extraordinar de interesante, pentru că am avut case pictate de mine în tehnica cuțitului. Eu iubesc această tehnică, m-am inspirat de pe internet unde sunt fel și fel de lecții pe site-urile internaționale de pictură, dar și florile mele. Asta știu să fac, flori și case. Nu cred că aș putea... Sunt sigur că ne mai pregătești tu o surpriză. Nu cred, o să rămân la flori și case pentru că asta știu să fac. Sunt un autodidact, nu sunt un profesionist, am spus lucrul acesta, dar fac lucruri, zic eu, frumoase. Am hotărât să-mi arăt picturile în public în momentul în care am cunoscut-o pe doamna Doina Păuleanu, unul dintre cei mai mari oameni de artă pe care eu îi cunosc și având încredere în ea, mi-a spus, Paul, trebuie să faci un proiect, pentru că tu faci niște lucruri frumoase. Da, acesta a fost, dacă colega mea mai are întrebări, acesta a fost interviu pentru telespectatorii noștri, a fost Valentina, Paul Sorugeu Fuego, da, și sigur, eu. De altfel, doi prieteni comuni, Eugen a avut emisiune la noi, la Favorit TV, acum și-a deschis propria televiziune, Exclusiv TV, unde aveți programe de calitate în tot județul Bacău, iar noi continuăm al 8-lea an de emisie Familia Favorit, așa cum v-am învățat în fiecare duminică la ora 20, să fiți alături acolo pe Favorit TV și
de ce nu să fiți alături și de evenimentele mele artistice. Iar Fuego continuă proiectul Arbai Fuego. Vă iubim, la mulți ani tuturor! La revedere! Foarte frumos!